binecuvântat să fie Domnul. Amin. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că în această dimineață, prin harul Lui și cu ajutorul Lui, am putut să ajungem în locul dumneavoastră, în locul bisericii de aici și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care sunt în această dimineață la chinare și Domnul Dumnezeu să-și facă numele de mare slavă pe tot ceea ce facem aici, în locul acesta. Așa cum ați auzit, suntem din Orăștie, suntem un grup de frați care se cheamă Vestea Bună și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze frații de la Orăștie. Suntem din Biserica Baptistă, din Biserica Pentecostală și suntem și din localitățile din jurul Orăștiei, din Aurel Laicu, din Romos, din Vaidei, din Căstău. Dumnezeu ne-a unit împreună și împreună dorim să înălțăm numele Domnului prin cântare și tot ceea ce facem dorim să fie pentru zidirea Bisericii și pentru slava și gloria Domnului. Vrem să mulțumim Lui Dumnezeu și mulțumim Bisericii dumneavoastră și pentru fratele Iosif Lazar. Domnul să-L binecuvinteze. Mulțumim că L-ați crescut aici în biserică și este păstorul nostru acum și dorim ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pentru slujirea Lui, să-i binecuvinteze slujba și tinerețea Lui. Și am vrea ca numele Domnului să fie înălțat și binecuvântat. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemn de pres care, turnat de capul lui, se coboară pe barbă, se coboară pe marginea veșmintele lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și slavă pentru veșnicie. Am vrea că în această dimineață Domnul să dea binecuvântare și slavă aici, în locul acesta. Și numele Domnului dorim să-L înălțăm. Nu nouă, Doamne, ci numele Tău, dorim să dăm slavă prin tot ceea ce facem. Acum aș vrea să invit grupul de frați să venim aici în față și împreună cu dumnealor să lăudăm pe Domnul cu două cântări. Cântarea spune, noi avem o țară minunată, țara noastră nu-i de pe pământ, e acolo în slava nevisată, în Ierusalimul nou și sfânt. Domnul Iisus a dus să ne pregătească locul minunat. Și vrem și noi cu toții să ajungem acolo, în Ierusalimul Ceresc, care este mama noastră și unde Domnul Iisus a dus să ne gătească locul, glorificat să fie numele Domnului în veci. Amin. Amin.
Dorim să mai cântăm o cântare și după această cântare, fratele Barna va avea cuvântul de zidire și îmbărbătare pentru biserica de aici. Cine poate ca să te îndrume spre fericirea ce dorești? Nu poate nimeni, nimeni în lume, doar prin Iisus, hai să o găsești. Slăvit să fie Domnul, că la El este viața, El este fericirea. Doar la El găsim bucuria și împlinirea vieții noastre, glorificat să fie numele Domnului.
și puterea Domnului Sfânt în veci de veci. Amin. Ne bucurăm căci Domnul a hotărât ca în această dimineață să ne bucurăm în această biserică, în acest loc care se cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos. Numele meu este Ioan Barna și fac parte din Biserica Creștină Baptistă din Orăștie și acolo împreună cu mai mulți frați slujim și lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, acela care ne-a salvat, acela care ne-a mântuit și acela care ne-a adus adevărata viață. Binecuvântat să fie numele Lui. Foarte pe scurt, aș vrea doar salutul bisericii care frații m-au rugat să-l transmit. Și acest salut, frații mei în vâstră, au hotărât un salut din Vechiul Testament, Eclesiastul, capitolul 9, versetul 8. Hainele să se ia de orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe car. Amin. Frații noștri mai tineri care au venit de multe bisericile noastre au venit un alt salut, care este Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Pun totul în Hristos care mă întărește. Și-aș dori ca aceste ambele saluturi să vă îmbărbăteze pe dumneavoastră, să vă întărească și să vă dea un impuls ca pe calea pe care am pornit să mergem împreună cu Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Am și eu salutul meu personal. Și acest salut al meu personal este în Filipeni, capitolul 4, versetul 4 și 5. Un capitol minunat și o carte minunată care este Cartea Filipenilor, în care cunoaștem și știm. Deci, omul acesta care a scris această carte, Marele Apostol Pavel, era în lanțul. Era deosebit de persecutat. Dar omul acesta, prin puterea Domnului Sfânt, nu înceta să întărească, să binecuvânteze și să întărească bisericile care erau plantate de el și care el avea o mare durere pentru aceste biserici. Și aș vrea să citesc aceste două versete, capitolul 4, versetul 4 și 5. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Noi credem lucrul acesta și mărturisim lucrul acesta, căci Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum ne-a promis, așa cum ne-a spus și ucenicilor care să vină, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe lucrări. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul este aproape. Iubiți frați, surori, prieteni și ascultători, timpul ne vorbește necurmat despre aceste lucruri, despre timpul nesfârșitului. Biblia vorbește în multe locuri și în Vechiul și Noul Testament că sfârșitul bate la ușă. Dorința inimii mele și nu numai a mea, a tuturor celor care cred cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, este ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și Marele Om al lui Dumnezeu, Amos, vorbește cu lucrul acesta, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Aș dori ca Domnul să ne ajute la aceasta. Să fim gata și să îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos când are să vină și să putem să-L întâlnim, nu numai noi, cu toți cei dragi ai noștri, cu toți cei care cheamă numele Domnului Iisus de pe întreg pământul. Va fi o zi minunată, o zi binecuvântată, o zi în care mintea noastră nu poate să priceapă și nu poate să cuprindă evenimentele care vor decurge atunci la venirea Domnului Iisus Hristos. De aceea, doresc din toată inima ca biserica aceasta să fie o biserică bună, o biserică spre slava și gloria lui Dumnezeu, o biserică care așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Doresc ca Domnul să vă dea puterea aceasta să stați în picioare și să vegheați și să fiți trezi
căci potrivnicul nostru, așa după cum s-a vorbit și la ora de rugăciune, dă trâncoale, dar noi să fim tari pe stânca mântuirii noastre, care este Domnul Iisus Hristos. Aș mai avea un singur gând și gândul acesta aș vrea să medităm mai mult cu toți la El. Domnul Iisus Hristos, chiar acum zilele acestea, am sărbătorit de joi și încă mai sărbătorim lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos, după ce și-a făcut lucrarea sa pe acest pământ, a fost înălțat la cer. A terminat lucrarea. Chiar dacă ucenicii au rămas treci, chiar dacă unii ucenicii erau multe gânduri și multe lucruri îi frământau pe ei, dar Domnul Iisus Hristos, un lucru care vrea să-l scot în evidență înainte de a se înălța la cer, spune cuvântul în Cartea lui Dumnezeu că i-au binecuvântat. Nu este un lucru simplu, este un lucru mare. Domnul Iisus Hristos nu i-a lăsat oricum, i-au binecuvântat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și noi credem lucrul acesta că Domnul Iisus Hristos a făcut aceasta. Și a făcut aceasta pentru întărirea lor. Pentru că în aceste zile, Domnul Iisus Hristos, chiar 10 zile, deci de la înălțare și până la pocurirea Duhului Sfânt, sunt 10 zile în care ei au fost lipsiți și de Domnul Iisus Hristos și de puterea Duhului Sfânt. Nu uitați, erau niște zile mai grele, spune cuvântul că ei stăteau cu cine cuiate și se rugau neîncetat. Dar Domnul Iisus Hristos i-au binecuvântat. Nu uitați, binecuvântați pe cei din jurul dumneavoastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă și ne îndeamnă binecuvântați chiar și pe cei ce vă blastă. Chiar și pe dușmanii voștri. Și Domnul, noi suntem chemați să binecuvântăm. Noi suntem chemați să ridicăm. Noi suntem chemați să ajutăm. Noi suntem chemați ca niște copii al lui Dumnezeu să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos este chiar la ușă. El este gata să vină. Repet gândul acesta. Pregătește-te să întâlnești cu Dumnezeul tău. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Aș ruga pe sora de la ordă să mă ajute să rugăm pe Domnul. Și prin dragul lui Dumnezeu, am trecut de multe ori pe lângă casa aceasta de rugăciune și m-am bucurat și m-am înviorat așa. Că știți cum e în călătorie când treci, poate că mai îndoresc că vezi ceva și îți apare. Dar să-ți mă bucur că dimineața zilei Dumnezeu ne-a ajutat să fim împreună cu alții de aici. Eu fac parte din biserica pentru Pentecostală din Păstău. Însă dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui mi-a strâns. De ce? Pentru că vrem să lăudăm și să slujim pe Dumnezeu. El să fie slăvit în vechi de veci. Amin. Cântarea care ar vrea să lau pe Domnul spune: O ce har, ce iubire, o ce har, ce iubire la Golgota Iisus mi s-a dat sora.
Doamne, orice har, ce minune, amin, să te simți mântuit. Amin. Psalmul 71, și versetul 7 spune: pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale. Amin. Și în fiecare zi să Te slăvesc. Amin. L-am supărat mult pe Dumnezeu. Am supărat mult familia. Am supărat mult soția. Fata. Nu cunoșteam pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu s-a supărat pe mine. Dumnezeu s-a îndurat de mine. Ca să pot fi astăzi aici. Să nu fiu la 2 metri sub pământ. De mult puteam să fiu acolo. Dumnezeu s-a îndurat de mine. Și mulțumesc pentru asta. Am fost unul dintre oamenii din Oraștie. Am făcut multe. Dar am fost printre primii alcoolici din Oraștie. Consumat alcool. Dacă stau să mă gândesc în 10 ani de zile, aproape un vagon. Cisternă. Se poate spune. Orice fel de alcool. Și când nu am avut alcool, am văzut spirit medicinal, frate. Dar este unul care poate să schimbe oricine. La 180 de grade. Este unul care poate să curățească. Care poate să vindece orice boală. Care poate să libereze din sângele lui de la Dumnezeu. Nu mi-a trebuit dezalcoolizare. Nu mi-a trebuit tratament. Nu mi-a trebuit nimic. Dumnezeu a turnat pace și liniște în inima mea, în sufletul meu. Așa cum veți un pahar de apă dimineața, așa o spun la toată lumea. Pe inima goală, încercați să vedeți cum merge prin organism. Așa a turnat Dumnezeu pace și liniște în sufletul meu. Și mulțumesc pentru aceasta. Amin. Am lucrat în comerț și datorită anturajului am ajuns unde am ajuns atunci. Eram servit de șeful unor unități de la restaurante, unde mergeam să iau comenzi cu tot felul de băuturi scumpe. Și de la un deget am ajuns la 100 de grame, la 200 de grame și am ajuns dimineața înainte de a merge la lucru să trec prin bar prima dată. Și apoi să mă duc la serviciu. Și după o oră, două, mergeam din nou. Până la ora 3, nu se mai putea nimeni înțelege cu mine. Mergeam acasă și mă culcam și soția venea acasă de lucru și mă găsa dormind. Să mă ierta să vă spun, de multe ori mi-a făcut nevoie de pe mine. Și această femeie m-a spălat și m-a îngrijit. Pentru că au avut nădejde că într-o zi Dumnezeu mă va izbăvi. Și într-o zi mă voi întoarce la El. A fost în planul meu. Eu mă știu de mult. Nu știu prin ce voi trece. Dar sunt îngrijit de mine, slăbit să fie numai Lui. Tremuram dimineața, fraților. Mă trezam dimineața și vorbeam cu diavolul. Și îmi spunea de unde să facă rost de bani. Lucram acasă, aveam o firmă de pompe funebre. Și îmi spunea de unde să fac bani. Mama mea și-a pusut un buzunar la haine. Și de acolo luam. Pentru că cel rău mă învăța. Luam bani de la bunica mea. De 90 de ani. Mă duceam direct, erau ascunși ăia și îi luam și foloseam pe băutură. Dimineața nu puteam să fac nimic, îmi tremurau capul mâinile. Nimic nu puteam să fac, până nu îmi luam doza. Am ajuns astăzi
Harul Domnului, să facă aranjamente din tot felul de flori uscate, care necesită multă migală. Dumnezeu mi-a dat imaginație și mi-a dat și dexteritate la mâini, ca să pot să le pun. Atunci nu puteam să scriu o panglică la o coroană, când veneau clienți. Nu puteam să fac nimic până nu beam. Erau ca un drog. Am început să merg și eu la biserică. Soția mea s-a întors în 1997, prin niște copilași, care au chemat-o la biserică. I-a spus la biserică ortodoxă. Și două fetițe au spus, Alina, unde mergi la biserică? Da, vin cu noi. Dumnezeu lucrează prin copilași. S-a dus cu el. Și a rămas acolo. Eu nu m-am împotrivit. Pentru că eram în planul Domnului. Și mulți mi-au spus, soția ta să pocăiești, cum o lași, cum accepți așa ceva? Eu eram în lumea mea. Și am început să merg și eu și stăteam sus la balcon. Dar înainte treceam pe la grupul sanitar. Pentru că în buzunar aveam o sticlă de vodcă, așa micuță, din care beam. Și o puneam aici în buzunar. Ce vreau să vă mai spun. Ziua, în fiecare zi, umplam cu o sticlă de plastic, de jumătate. Și aia mă învățea de acolo. O turteam așa, deci beam din ea jumătate, o turteam și o băgam aici la centură. Și purtam bluze largi, ca să nu se vadă. Și oriunde aveam ocazia, intram și o goleam. 5-6 sticle de beam pe zi. Am ajuns la 2 kg jumate. Iar am început să văd tot felul de femei în vârstă, care dormeau lângă mine, nu dormea soția mea. Soția mea cerea Sfântele Domnului, când se punea lângă mine în pat. 10 ani, fraților! Nu putea dormi lângă mine și cerea Sfântele Domnului. Până într-o zi, se făcea o evanghelizare și nu mă puteam ridica. Eram robit, eram prins cu niște lanțuri groase. Și cel rău spunea, stai jos, nu te ridica. Mă ținea ceva de urmă. Că mâine trebuie să iei de la capăt. Și într-o zi lanțul de s-a rupt. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Și-o rup lanțurile, robii. Și-am căzut și m-am prăbușit la pământ. Și cum am plâns atunci, n-am plâns niciodată, frate. Dumnezeu m-a eliberat. Și am hotărât să închei legământul cu El în anul 2006. Și când i-am spus soției mele, am început să plângă în bucătărie. S-a plecat deasupra iubetei. Și am început să plângă. Dumnezeu l-a ascultat rugăciunea. Mama mea îi spunea, nu vă vine să credeți. Alina, desparte-te de omul ăsta. Mama mea, pentru că nu o să faci casă niciodată. Nu mama, când omul nu mai poate, este omul care poate. Amin. Și eu cred că Dumnezeu se va atinge de el. Așa spunea mama. Dacă mama mea gândea în felul ăsta, până la seama, cât e cazul le-am adus noi, în fiecare zi, în fiecare zi, îmi făceam timp și îmi făceam rost de bani ca să fac rost de băutură. Fraților, mă mărturisesc. Acum mă scol dimineața și când îmi deschid ochii, primul lucru, îi mulțumesc Domnului că pot să mă ridic din așternutul meu. Am proteze la mână în picioare. Am 5 operații prin 5 intervenții chirurgicale care am trecut. Dumnezeu știe de ce. Dar eu laud. Amin. Am făcut mult bine. Amin. Și că sunt aici. Și ar vrea ca toți care suntem aici să ajungem odată sus în cer. Amin. Să lăudăm de El. Că ne-a făcut mult bine. Da. Aș vrea să fim pe soția mea și să lăudăm pe Domnul două câte. Thank you.
Eu n-am să te las ca să pierd. Când treci prin necazul cel greu, atunci când mă chem în dureri, eu vin, a promis Dumnezeu. Chiamă-mă în ziua cea grea, când nori de necaz vor veni, atunci eu te voi ajuta, iar atunci când mă vei proslăvi. Amin. Oh!
Curând Domnul Slavei va reveni. Cuvântul cel Sfânt se va împlini. Noi toți părăsim om al vieții tumult. Îți spun să fii gata. Iisuse, viața noastră,
minunat, unde Sfinții Îngeri cântă și-al nostru mire împărat. Dumnezeu să ne ajute cu toții să ajungem acolo, în țara minunată, unde Domnul Iisus este Domnul și Împăratul Împăraților, glorie numele Lui Său, veci. Amin. Primul meu drum mai lung a fost de la Ineu la
oneasă în carieră. A fost și prima încercare, fraților. Nu am soi niciodată. Coborând de la oneasă, am rălas fără frâne. După ce am coborât drumul greu, pantă. În drumul meu aveam o căruță încărcată cu saci și cu oameni. Veneau de la târg sau de la moară. Am încercat să frânez, pentru că din față venea o tratitate cu un mastador din piatră mai mare decât mașina mea. Am încălcat frâna, m-a tras în stânga, în fața camionului. Aveam în fața mea un ofițer care era șef de mașină. În momentul când am călcat frâna, am scăpat mâinile de pe volan. Am luat volanul și m-a tras în stânga. Am închis ochii și așteptam sentința. Când am deschis ochii, mașina mea trecuse de căruță, trecuse camionul și mașina mea pe banda întâia. Spuneți dumneavoastră, cine era la volan atunci? El nu. Dar Domnul m-a ferit. Nu uitați, în acest timp, eu tot timpul aveam Micul Testament, Domnul Testament aici în buzunar. Îl citeam în armată pe ascuns, pentru că nu aveam voie. Mă închideam în cabina de liceu și acolo îl citeam, când aveam timp. Dar Dumnezeu l-a avut în planul meu de mântuire. Tot m-am întors. A venit vremea că în 1986, în 16 aprilie, o nouă încercare. Dintr-un simplu scurt circuit, involuntar. Am fost electrocutat, m-au dus de urgență la spital, am avut norocul de a găsi un medic ginecolog, bătrân, mulți îl cunosc dintre colegii mei, doctorul Ștepea, somnoros pe la 11, pulsul, zice afară, e terminat. Nu uitați că Dumnezeu a fost alături de mine. La ora 2 am fugit din spital acasă. E pe declarat mort. Falsat, am fost ars toată fața și mâinile amândouă, pentru că am fost îmbrăcat bine în momentul de față. Altă încercare, dar tot am trecut mai departe. M-a binecuvântat Dumnezeu că a fost un meseriaș bun, un fotbalist și atâtea și atâtea. Dar totuși am stat departe de Dumnezeu, cu gândul că mă voi pocăi odată. Dar plăcerile lumești, să știți că m-au ținut departe. N-am atins eu recordul care l-a atins fratele meu, dar să știți că și eu am consumat alcool. Am lucrat 16 ani în Spania. Ziua mea începea în bar. Acolo mă întâlneam cu colegii, serveam 100 de grame. La ora 9 mai era 100, era micul dejun, la 12 ani, așa ajungeam acasă, la ora 7, cu 6-700 la vor. A venit vremea, mă scuzați că sunt puțin răcit. A venit vremea când mă rugam, Doamne, nu vreau să mă las de El, nu vreau să-L mai răresc. Și-a dat Dumnezeu o zi când l-am lăsat de tot. A venit ziua cea mare, ziua când Domnul m-a chemat. Și la vârstă de 61 de ani, în lumine, că am frecventat o biserică acolo în Spania, îmi spune nevastă mine la biserică, la viață, zice, să știi că eu mă putez. Doamne, mă, dacă ești pregătit, ești liberă să o faci. Dar a început să mă frământ din cum nevastă mea să meargă la biserică și o să continuă cu fotbalul pescuit și cu barul. La ora 6, când am mers după masă din nou la biserică, fără să spună nimeni nimic, am dus la pastor și am spus, la primul botez care mi-a luat peste o lună jumate, vreau să vă botez eu și familia mea, eu și nevastă. S-a făcut liniște. Primul cuvânt când a urcat în ambulanță, a fost familia mea și a se botează. A fost sărbătoare. Și-a dat Dumnezeu pe 23 aprilie, 2013, la vârsta de 61 de ani, am făcut legământul cu Dumnezeu. I-am promis, voi sta alături de El. Și am spus chiar și în biserică, sunt aici, folosiți-mă, Doamne, folosește-mă. Așa a fost o vreme, dar problemele profesionale și problemele vieții a început să mă țină un pic departe. Nu mai aveam timp să merg la biserică, nu mai aveam timp să merg la repetiții, pentru că eram preocupat. Dar într-o bună zi a zis Domnul, la fie, treci tu departe. Du-te și fă tomograf și m-a descoperit un cancer.
dar Dumnezeu mi-a fost alături. A fost o încercare. Am stat în duș 40 de ședințe, am făcut în două luni de zile. Dar n-am fost singur niciodată. Dumnezeu a trecut prin toate și m-a salvat. Ține credere, au avut trei luni, Dumnezeu ne stătea pe spate și acum fac zile de piatră. Am fost trecut încă o dată prin sită, dar promit că voi sta aproape de Dumnezeu. Stând acolo, am avut peste 200 de pacienți bolnavi, în fiecare zi ne întâlneam aproape cu toți la tineri. Să știți că le-am vorbit din cuvânt și Dumnezeu m-a binecuvântat. Am atras după mine multe lume. Nu s-au pocăit, pentru că a fost timpul scurt, dar eu mi-am vorbit la tineri. Și Domnul mi-a fost aproape. Sunt aici datorită Lui. Mă rog la Dumnezeu să vă binecuvinteze cu înțelepciune, credință multă și să stați aproape de Domnul. Îmi doresc, vă doresc la toți ceea ce îmi doresc mie. Domnul să vă binecuvinteze. Mă rog din mare, fratele Conesta, vă am dat pe Domnul o cântare și după aceea vă rog, fratele Ovidiu și sora Alina, să mai rog pe Domnul. Să fie Domnul. Amin. Dați ce spune cântarea. Poporul ales din lumea rea, poporul meu, poporul meu. Iubiții mei, noi facem parte toți din poporul Domnului. Amin. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să ne facă una, nu să ne despărțim. Pentru că împărățirea pe Domnul putem să fim și așa, și așa. Putem să fim una și dacă Domnul Iisus a venit în lume ca să ne răspundere, trebuie să fim una ca o dată să fim până împărățirea lui Dumnezeu. Deci vă rugați și vă zic, Tată, voi una, eu sunt una cu Tatăl. Așa stă de Dumnezeu. Și să facem parte din poporul ales de Dumnezeu. Amin. Amin. Yeah.
Iisus, iubire curată, Iisus, comara mea, eu nu te las, eu nu te las, nici pentru lumea toată.
Și eu voi da timpul pentru sufletele voastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să venim la El cu viața noastră.